Pregăteam o prezentare într-o seară și fiul meu de 4 ani, văzând poza pe unul dintre slide-uri, îmi zice: uite, tati, o mașină care se conduce singură. Impresionat, îl întreb: cum ți-ai dat seama? Și zice: păi, nu vezi? Nu are volan. Da, zic, n-aș fi crezut că este atât de evident. După vreo jumătate de minut, îmi zice: și vrei să o cumperi? Nu, zic, nu suntem chiar acolo cu tehnologia, dar lucrez la chestia asta. Adevărul este că dacă ne uităm la nivel global, există niște așa numite megatrenduri care vor schimba modul în care trăim în următorii ani. Și cert este că industria auto va suferi și se va dezvolta în următorii 10 ani mai mult decât s-a dezvoltat în ultimii 30-40 de ani. Unul dintre aceste megatrenduri este, de exemplu, urbanizarea. Dacă în prezent sunt 30-40% dintre populație care trăiește în aglomerații urbane sau în jurul aglomerațiilor urbane, acest procent va crește semnificativ în viitor. Orașele devin din ce în ce mai aglomerate. Se estimează, de exemplu, că undeva în 2050 traficul va fi de 3 ori mai mare și este nevoie să găsim niște tehnologii care să ajute și să facă orașele locuibile. În Cluj, spre exemplu, am văzut că Oradea este cea mai degajat. În Cluj, spre exemplu, este mai rapid să te deplasezi pe jos, într-o oră de vârf, decât cu mașina prin centrul orașului. Este o realitate prezentă. Un alt trend pe care îl observăm la nivel global este creșterea demografiei și creșterea mediei de vârstă a populației sau a speranței de viață. Practic, având acces la tehnologii medicale mai dezvoltate, oamenii trăiesc mai mult, sunt din ce în ce mai activi și au nevoie de mobilitate, care, sigur, se poate realiza pe baza mașinilor automate. Un alt factor foarte puternic care ne schimbă viețile, dacă ne uităm retrospectiv cu 20 de ani, vedem, de exemplu, internetul, vedem rețelele de socializare, vedem smartphone-urile, cum ne-au schimbat viețile fără să ne dăm seama. Practic, aceste tehnologii le folosim în mod curent, ni se par absolut normale și nu existau deloc în urmă cu 20 de ani. Nu doar oamenii sunt conectați între ei, dar și lucrurile sunt conectate între ele. Vedem că mașinile sunt conectate la infrastructură, sunt conectate între ele, sunt conectate cu clădirile, cu birourile. Este posibil, de exemplu, ca pe computerul de bord al mașinii să vedem ce avem în frigider și să vedem ce ne lipsește când ne întoarcem de la birou acasă, să știm ce trebuie să cumpărăm pentru cină, de exemplu. Astfel, mașinile devin un fel de al treilea spațiu de locuit alături de casă și de birou. O altă îngrijorare la nivel global este sunt emisiile de CO2. Practic, sunt anumite scenarii care arată că o creștere cu 4 grade a temperaturii globale ar duce la inundarea completă a unor orașe mari. Și aceste emisii de CO2, sigur, cel mai mult vor fi reduse prin tehnologii de electrificare a mașinilor, dar și conducerea automată și conducerea, parcarea automată vor avea un impact semnificativ în reducerea emisiilor de CO2. Dacă ne uităm la situația din prezent, vedem tehnologii cu așa numit nivel 1 de automatizare, adică anumite funcții inteligente pe care sistemele de driver assistance sau de conducere automată le fac în locul șoferului. Una dintre cele mai importante astfel de tehnologii, după părerea mea, este frânarea automată de urgență. Vedem un număr foarte mare de accidente la nivel global, de exemplu 1.200.000, 1.300.000 de morți rezultați în urma unor accidente de circulație. Am făcut la un moment dat un calcul, dacă împărțim la 365 și apoi împărțim la 150, cât este numărul mediu de pasageri care intră într-un avion de dimensiuni medii, echivalentul este ca și cum 25 de avioane s-ar prăbuși zilnic pe glob. Deci un număr foarte mare.
De exemplu, în timpul acestui speech, câțiva zeci de oameni mor din accidente de mașină. Și este o realitate cu care putem, o realitate care putem să o reducem prin intermediul tehnologiei. Dincolo de aceste funcții de siguranță, care sunt cele mai importante, avem și funcții de confort. Funcții de confort presupun, de exemplu, ghidarea mașinii în banda de mers. Și deja există în producția de masă. Sau menținerea unei distanțe constante față de mașina din față sau menținerea unei viteze constante. Toate acestea sunt funcții de nivel 1 de automatizare și ceea ce le face să fie de nivel 1 este că șoferul trebuie să fie în permanență acolo să supervizeze aceste sisteme. Deci responsabilitatea șoferului este prezentă. La fel și pentru nivelele de automatizare de nivel 2, responsabilitatea șoferului rămâne. Practic, șoferul trebuie să monitorizeze, de exemplu, un sistem care conduce pe autostradă, face control lateral, face control longitudinal, dar nu oferă siguranța de a trata oricare dintre aceste situații în mod independent. De la nivel 2 la nivel 3 este o trecere destul de mare. Un sistem de nivel 3 înseamnă că poate să trateze orice situație într-un anumit context, fără a fi nevoie de intervenția șoferului. Șoferul, în schimb, trebuie să fie prezent pentru ca atunci când este notificat de sistem să preia controlul, să poată să o facă. Se pare că la finalul acestui an sau începutul anului viitor va fi lansat în piață prima mașină care oferă un sistem de nivel 3. Va fi un sistem de asistență în ambuteiaje de trafic. Practic, în situații de ambuteiaj, mașina poate să preia controlul complet, șoferul putând să facă cu totul altceva, având în schimb responsabilitatea de a relua controlul atunci când mașina îl notifică. Probabil vă așteptați ca un astfel de sistem să vină de la un producător american, dar nu va fi un producător european care lansează un astfel de sistem. Statistic, întrebând oamenii când și-ar dori ca mașina să conducă sau să preia complet condusul pentru ei, 65% ar dori să se întâmple acest lucru pentru parcare. Un procent destul de mare apoi în situații de găsirea unei parcări și apoi în situații de ambuteiaj în trafic. Vorbeam de nivel 3, nivel 3 însemnând șoferul prezent să reia controlul când este nevoie, când este notificat de sistem. Un pas și mai mare este nivel 4. Nivel 4 înseamnă că într-un anumit scenariu mașina poate să preia controlul automat și șoferul este un simplu pasager. Primele astfel de sisteme vor apărea atât în scenarii urbane. Vedem un scenariu, așa zis, un robotaxi, practic prin intermediul smartphone-ului, chemăm un taxi care vine fără șofer până la punctul A. De la punctul A la punctul B putem conduce manual sau automat, în funcție de preferințe, iar de la punctul B acel taxi își va găsi singur un loc de parcare. La fel, există scenarii pe autostradă în care până la următoarea ieșire de pe autostradă, mașina poate să preia complet responsabilitatea de a conduce independent prin intermediul unui sistem inteligent, fără a fi nevoie de intervenția șoferului. Dacă vorbim de tehnologiile de care avem nevoie pentru conducerea automată, aș vrea să subliniez două dintre ele. Una dintre acestea este percepția. Percepție înseamnă că prin intermediul senzorilor obținem o reprezentare digitală a mediului în care mașina conduce, pe baza căruia un sistem inteligent poate să ia decizii. Decizii de virare, decizii de accelerare, decelerare, frânare. Aceasta se face prin intermediul mai multor senzori, o parte dintre acestea fiind camere video,
senzor radar, senzor de ultrasunete sau lidar. De ce este nevoie de atât de mulți senzori? Este nevoie pentru redundanță. Conceptul de redundanță este unul foarte important pentru motive de siguranță. Practic, aceleași abordări algoritmice se pot realiza prin mai multe variante alternative. De exemplu, detecția obiectelor poate fi făcută atât pe bază de camere video, cât și pe bază de radar, cât și pe bază de lidar. În cazul în care unul dintre senzori, să zicem, în anumite situații particulare, nu obțin o anumită detecție, există alte variante alternative pe care obținându-se astfel un grad ridicat de confidențialitate și de siguranță. În particular, senzorii video sunt foarte promițători, deoarece există niște metode noi care dau rezultate foarte, foarte bune. Practic, prin intermediul unui senzor video, putem detecta absolut orice detectăm cu ochiul uman. Aceasta se realizează prin așa zisele rețele neuronale cu multe straturi, așa zisele metode de deep learning, prin care, practic, dintr-un set mare de date, sistemul învață din experiențele anterioare, putând apoi să aplice algoritmi învățați în scenarii noi de trafic. Practic, cu cât setul de date este mai mare, cu atât capabilitățile de percepție a sistemului sunt mai mari. Comparativ, de exemplu, cu atenția umană, unde, ca și șofer, putem să fim atenți la stânga, la dreapta, în față, dar nu putem să fim atenți în toate părțile. Un astfel de sistem are o vedere 360, adică este atent în toate direcțiile, simultan, putând astfel lua decizii mai bune decât un conducător uman. Vorbeam de percepție, deci despre această reprezentare digitală a mediului pe baza senzorilor. O altă tehnologie, cel puțin la fel de importantă, este localizarea. Localizarea este probabil mai ușor de înțeles datorită sistemelor pe bază de GPS, care le folosim deja de ceva ani. Diferența între metodele de localizare și cartografiere folosite pentru conducerea automată este una legată de precizie. De exemplu, hărțile pentru conducerea automată trebuie să aibă o precizie de centimetru. Adică, într-un scenariu de trafic, vom avea o hartă a mediului în care sunt reprezentate toate marcajele rutiere, borduri, stâlpi, semne de circulație, semafoare, clădiri. Deci, toate aceste elemente vor fi prezente într-o hartă digitală și pe baza lor se pot lua decizii. Avem hărți precise, trebuie să avem și poziționare precisă în aceste hărți. Prin poziționare înțelegem determinarea locației exacte pe acea hartă. Prin sistemul de GPS, de exemplu, putem obține o precizie de 5 până la 10 metri. Folosind metode pentru automated driving, avem nevoie de o precizie de 2-3 cm. De exemplu, o astfel de metodă de localizare este relativ simplu de explicat. Avem pe de o parte harta, avem detecțiile pe baza senzorilor într-un anumit moment, printr-o potrivire a hărții cu detecțiile de la senzori, obținem în mod algoritmic o poziționare la nivel de centimetru. Totul merge într-acolo încât, în condițiile în care, de exemplu, infrastructura nu este detectabilă în condiții de noapte, de exemplu, pe baza senzorilor, mașina poate să se ghideze exclusiv pe baza informațiilor din hartă, care este foarte precisă, și pe baza localizării. Aceste tehnologii sunt într-un continuu progres. Senzorii, practic, devin din ce în ce mai performanți. Metodele algoritmice devin din ce în ce mai performante. Puterea de calcul devine din ce în ce mai performantă. Într-un final, totul se va rezuma la o creștere treptată a tehnologiilor,
la nivele cu grad din ce în ce mai înalt de automatizare și acest lucru se face împreună cu acceptarea din partea oamenilor și din partea societății. Vorbind de acceptarea tehnologiilor, există unele probleme reale și unele probleme mai puțin reale. De exemplu, este absolut fundamentat să ne îngrijorăm de anumite joburi care în general vor dispărea și vor fi excluse, vor fi înlocuite de metode de inteligență artificială sau de perfecționarea legislației. Avem nevoie de îmbunătățirea legislației pentru conducerea automată. De exemplu, acea mașină cu nivel 3 de automatizare va putea conduce la nivel 3 doar în anumite zone unde legislația în prezent este deja pusă la punct. În schimb, există și niște probleme oarecum nepotrivit formulate. De exemplu, participând la diverse conferințe, primesc foarte des întrebarea, ok, ce se întâmplă dacă ne deplasăm cu o mașină automată pe un drum cu două benzi, la o trecere de pieton, pe una dintre benzi este o bătrânică și pe cealaltă bandă este un grup de copii. Ce va decide mașina? Pe cine va lovi? Și atunci sigur că răspunsul meu este, păi, frânăm. Deci tot timpul există mai multe soluții și nu toate, să zicem, sunt puse pe masă în astfel de situații. Închei prin a vă spune că tehnologia progresează în mod exponențial, trebuie să fim deschiși în modul în care punem problemele, trebuie să fim deschiși în modul în care vedem beneficiile și nu în ultimul rând să vedem oportunitățile pe care aceasta le aduce. Vă mulțumesc!